Salutare dragi prieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi arăta cum pregătesc eu murăturile pentru iarnă. Așa că vă invit să rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Am aici 2,5 kg de gogonele. După cum vedeți, ale mele s-au înroșit un pic, dar trebuie să vă spun că sunt încă foarte tari. Este foarte important ca gogonelele să fie foarte tari în momentul în care le punem la murat. Bineînțeles, le-am spălat foarte bine înainte. Voi mai folosi și 0,5 kg de conopidă, care de asemenea este și ea foarte bine spălată, 3 morcovi de cojiți și de asemenea un mănunchi de cos de țelină. Puteți să folosiți și rădăcină de țelină dacă vă place. Voi mai folosi și 3 grăunți de usturoi pe care i-am cojit înainte și de asemenea piper boabe după gust. Aici am și recipientul în care voi pune murăturile. Eu folosesc un recipient de plastic care este apt pentru alimente, dar dacă aveți un recipient de sticlă, un borcan mai mare, este și mai bine. Prima dată voi pune câteva gogonele pe fundul borcanului. După care voi adăuga și din morcovi. După cum vedeți, eu morcovii i-am tăiat pe jumătate pentru că așa vor încape mai bine în borcan. După aceea voi pune și câteva buchețele de conopidă, de asemenea și câteva cozi de țelină. Dacă vă place, puteți să adăugați și hrean și de asemenea un ardei iute dacă vreți ca murăturile să iasă un pic picante. Fiecare poate pune după gust ce îi place. După ce am terminat de așezat toate legumele în borcan, voi pune și grăunții de usturoi și de asemenea și boabele de piper. Iar acum mă voi ocupa de saramură. Pentru asta am nevoie de 3 litri de apă, peste care voi adăuga 200 de ml de oțet, oțet bun de 9 grade. Voi adăuga și 3 linguri cu vârf de sare grunjoasă sau sare mare și de asemenea voi adăuga și 2 linguri de zahăr pentru a reduce un pic din acreala oțetului. Iar acum amestec foarte bine pentru a se dizolva sarea și zahărul. Voi turna saramura peste murături până când sunt foarte bine acoperite cu lichid. Dacă aveți nevoie de mai multă saramură decât am folosit eu pentru acest recipient, puteți să mai pregătiți exact după aceleași cantități pe care vi le-am lăsat scrise și aici pe imagine. În cazul în care vedeți că murăturile se ridică la suprafață, puteți să puneți o farfuriuță deasupra lor pentru că greutatea va face ca ele să rămână scufundate în saramură. Acoperim borcanul și vom pune murăturile la păstrare într-un loc răcoros. În maxim 2 săptămâni sunt gata pentru a putea fi consumate. Dragii mei, asta este rețeta mea de murături. Murăturile ies foarte crocante și cu un gust extraordinar de bun. Sper să vă placă și să o încercați și voi. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, aveți grijă de voi și pe curând la o nouă rețetă!